Vă salut, oameni buni! Continuă activitatea în stupină. Vreau să vă mai arăt câte ceva pe aici. Astăzi vreau să continui cu extrasul de miere, să mai completez la cei care deja le-am pus hrănitoarele, să le mai pun câte un hrănitor pentru completările de hrană. Acum aprind afumătorul. Am aprins cu iască. Iasca asta e de la Costin. Nu mai știam de unde o am pe asta. Costin mi-a dat-o. Am pus deja o felie de asta de pelete. Vedeți ce ușor se desfac. Rup așa bucăți și le pun acolo. Și cu peletele ăsta care miroase foarte frumos. Te salut, Dan, prietenul meu din America. Pun așa puțin pe el. Gata, s-a aprins. Și l-arunc acolo. La fel și cu iasca, pe partea asta unde are mai moale așa, nu partea lemnoasă, partea asta mai. Uitați, cred că se vede. Dacă aprind câteva bucăți de astea, mai pun și pelete de astea deasupra. Și ăsta arde aproape toată ziua. Bun, am aprins afumătorul. Și acum haide să vă arăt. Începem de acolo, de la ăsta unde are hrănitor de ăsta mare, să le mai pun cu un hrănitor. Folosesc tot Apinectar Plus. Ăsta e foarte bun și pentru stimularea familiilor de albine și pentru completarea de hrană. Nu cristalizează Apinectar Plus. Dacă vreți să comandați, v-am spus și în video care a trecut, care l-am pus acum 4 zile, îl sunați pe domnul Petrică de la Dulcofruct la 0741 243 544 și aveți un discount de 3% dacă îi spuneți că veniți din partea mea și transportul gratuit dacă luați peste 700 de kilograme de hrană. Nu contează că e sirop, că aveți și turte proteice, că aveți să treacă de 700. Vă cuplați mai mulți apicultori. Haideți să deschidem stupul. E luat tot siropul. Am catera aici, credeam că nu l-am. O punguță. Se vede acolo? Nu prea se vede, bine așa. Punguța asta are 2 kg. Hrănitorul ăsta e în jur de 5. Stupul ăsta nu prea avea hrană, mai deloc. Ca și alții care i-a mai dat de ei. A urcat hrana în magazin și în cuib nu prea avea mai deloc. Decât vreo 2 rame mărginașe, să zic vreo 4 kg. Și în cazul ăsta trebuie să-i dau cel puțin 15 kg, dacă nu mai e bine. I-am pus un hrănitor, asta înseamnă 5 kg jumătate. Bineînțeles, cu consumul lor, trebuie să le pun vreo 4 hrănitoare de asta. Asta eu și m-am gândit. Cam atât trebuie să le pun.
ca să-și facă rezervele de hrană să fie suficiente. Scos foarte bine. Cred că este mai ieftin cu ambalajul ăsta. Am pus deja 4 kg. Gata, ajuns 5 kg. Și este foarte bine. Suficient. O să-i pun hrănitorul. Am văzut că a comentat un apicultor acolo că unde am arătat eu pe ramelele a intrat viespe, a zis că nu viespe. Albinele fac treaba asta. Păi să demonstreze, eu demonstrez că viespile fac lucrul ăsta. Nu contrazic, dacă el a văzut că sunt albinele care fac lucrul ăsta, să demonstreze. Eu demonstrez că de la viespe se întâmplă. Dar nu-mi place să intru în clinciuri de-astea. Ia uitați, e luat tot. Ia uitați câte vieți. Foarte multe vieți. Acolo, în siropul ăla, intră cu totul în sirop. Nu mai le teamă că rămân pe acolo. Mai tăiem o punguță. Am care am mai dat și la găletușe. Le-am pus și găletușile. Că oricum, așa o să rămână până în primăvară. O să trebuiască să-i aranjez pe toți cu găletuși pentru stimulare de primăvară. Și m-am gândit să le pun la câțiva deja găletușile. O să mergem acum pe undeva pe acolo am pus. Să vedem dacă a luat siropul din găletușe. Gata, suficient. Ia uitați câte viespe a intrat aici în siropul ăsta. Ia uitați. Le las și eu acolo. Voi ați vrut să ați intrat în capcană. Cred că am să încerc să fac și eu capcanul de-alea de vieți. Am mai încercat odată, am pus și bere, am pus și oțet și... Nu, nu mi-a ieșit. Hai să iau... Să iau siropelul. Și să mergem acolo unde am spus că am pus deja găletușile. Pe aici pe undeva, nu știu. Ia să caut, să mă uit mai întâi. Pun siropelul ăsta jos să nu cadă. Nu, aici e punguță. Punguța e luată de tot siropul. Ia uitați. E goală. Așa va trebui să vin cu altă punguță aici. Și să vedem unde avem
pe mai în spate. Da, aici avem una. Cred că de aici am început să pun. Ops. Și găletuș. Uite, sistemul care vi l-am mai arătat eu. Găletușul. Hai să vedem dacă a luat sirop. Trebuie să mă uit în cadru să văd dacă se prinde. Găletușa e goală. Ia uite. Băgăm siropel. O să vin să mai aduc. Să completez găletușa. Bun. Ia să mai aduc eu una. Gata, am mai adus o punguță. Îl ia foarte bine și la găletușă. Am adus pe aici. Decât că e cantitatea mai mică. E un kilogram. Și am venit cu el direct aici. Un kilogram de sirop, dar îl ia într-o zi, îl ia. Deci aș putea să puteți să faceți completarea de hrană și așa cu găletușa. Ia mai departe. O să trebuiască să o iau de acolo de unde a rămas, dar am zis să vă arăt. Ia uitați câte vieți pe aici. Acum să mă duc să iau o daltă, să le prind acolo. Ia vedeți? Nu știu dacă se vede. Le vin pe partea asta, cred că îmi vine lumina. Ia uitați câte sunt acolo. Cred că mustește OSB-ul ăsta de sirop și ele vin acolo. Să iau una, să iau dalta. Să iau dalta și să le încerc să le prind. Cred că am omorât 20 de vieți. Bun. Ia să vedem aici așa. Tot găletușe. Tot timpul că o să încerc să vorbesc mai tare pentru că am văzut și eu, am auzit că nu prea se aude bine. O să-mi iau o lavarieră de aia, dacă mă depărtez de cameră nu se mai aude bine sau dacă mă întorc cu spatele nu se mai aude. Ia uitați, luat tot siropul. Cam toți arată la fel. Am dat acolo tortă pati. Uy,
weekendul viitor este târg la București, nu știu dacă mă auziți. Cam așa procedez la toți. Vă spuneam că weekendul viitor este târg la București, Târgul Național al Mierii, 16-18, parcă așa cade. Eu am să fiu pe acolo, dacă vreți să ne vedem, din cei care îmi urmăriți filmulețele și sunteți din apropiere. Cred că sâmbătă am să fiu, dacă nu și vineri, să vedem cum stau cu treaba pe aici. Dacă am foarte mult de lucru, am să vin doar sâmbătă. Dacă mai termin din treabă și mă ușurez așa, cred că am să vin și vineri. Ne vedem acolo, pe la târg. Mai schimbăm câte o vorbă. Eu am rămas pe aici, pe undeva. N-am extras foarte mult. Un rând și aproape două rânduri. Merg mai greu pentru că eu le scot de aici, le stimulez, le tratez și mă duc și extrag și mierea. Vă salut pe toți și ne revedem la următorul filmuleț. Sănătate, numai bine!